Părinte Abrame! Fiți milă de mine! Și primite pe laser! Să-și voie pârful degetului în apă! Și să-mi răcorească limba! Că-și grozav! Grozav sunt chinuit! Vă pare aceasta! Siule, adu-ți aminte că-s viața ta, tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare. Așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Rogu-te, Părinte Avrame, să trimiți pe lață! În casa tatălui meu! Căci am cinci frați! Și să ne adeverească aceste lucruri! Ca să nu vină și ei în acest loc, în acest loc de China! Au pe Moise și pe proroci să asculte de ei! Nu, Părinte Avrame! Ci dacă se va duce, dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți.